Vino con pochina ratita. Mamma. Sei in 3.000 sciolta, no? Intrati in quanto siamo. Non vanno osservati. Și am vorbit cu orice ștept. Da, sunt mic cât un lindic. Cum? Ce pula mea? Tu luai doar în fața la un loc? Păi, tată, pe vremea lui Ceaușescu și eram copilul care stăteam la post. Mie îmi plăcea de unii care pare în pă dacă intra în fața la toți. Se boteau ăia. Pare știe o treabă. Doar în fața la un loc. Mai ți-a zis acum, nu mai ești timidă. Vrei să intri pe fața la un om? Sau nu știu ce pula mea. Sunt mic cât un indic, cum ți-am zis eu. Te-ai riscat, ai câștigat. Nu știu ce se face aia în cap. De la viața ei, că dacă ia locul la coadă, nu știu, cred că în creierii ei, că avea impresia că mi-a locul în poezie. Tu crezi că dacă stătea Eminescu sau Iulia Haștău undeva la o coadă, ori fi stat și el. Și venea o băbăciune de aia sau o mortăciune de boșoroc și intra un copil, îi lua locul lor. Am zis, bă, ăștia a supranumit-o la fată, la România, a zis, grădinea Maicii Domnului. Am zis, bă, de ce supranumit? Că e plină de legume fructe. Dar nu alea bune, că halit la copii, la ăștia. E plină. Cum? Păi e tale, alea e mișto. E de ăștia legume fructe. La oameni așa sunt genial, care ne-am avut indubitabil. Normal că am o contrapunere. Altă reprezentare la legume fructe. Eu oarecum mă grăbeam? Că aia am zis, bă, să-i dau șanse la pizdă, eu am întâlnire. N-am chef să mă cer cu băbăciune. Deci nu puteam în practică să mă cer cu băbăciune. Că am zis, bă, dacă vine aia, cred că cu toate că am zis, bă, e cam improbabil că vine aia așa. Că făceam eu planul mai mult, cred că o să cadă pe planul. Pare să fiu acasă. Eram numai pe apropiere, era, mamă, mai aveam vreo 10 minute. Mai aveam vreo 10 minute. Să ne-au și un mes. Asta, să ne-au. Și făci, și făci, doamne. Bă, ce vrea și el să vine? Păi, băi, aici sunt niște lucruri. A luat-o paracina mea pe bancă, dar nu înțelegea. Nu știu ce era în capul ei să iau pâine. Cred că zicea că mie nu e pâine. Bă, foarte. Vorbești ca muncitorește. Nu vorbești poetește. N-ai cum să-mi iei mie pâine. Cum să-mi iau pâine? Da. Trebuia să vorbesc cu Ioana, că tocmai îmi promiteam eu că îi dau invenția de OTT. Deci, în faptic, eu trebuia să-i dau lui aia, te duceai la fată, îi dădeai cașcaval, făceai chetă pe toți boșorocii și aveai câteva milioane de euro. Păi, cel puțin câteva milioane de euro. Mie îmi lăsai doar faima, ca
lui Einstein, de? Că eu, ca să fac o SM-ul ăla practică, trebuie să-ți fac altă fizică. Și i-a făcut-o. Și deci, mă, țin și-o la plăcit, că una, planul, o dau pe băi. Am dat eu frânturi din ea, ca să deschid atât. Numai că sunt super incomplete. La un moment dat și în practică, nu puteam să dau teoria completă, că ar fi să vorbesc în continuu 24 de ore și m-aș face înțeles. 48 de ore. E atât de complicat. Eu am vorbit câteva minute, că aveam, n-aveam telefon mobil pe aici, nasole. Nu puteam să dau SMS să-mi activez rahatul ăla de telefon mobil. Descoperisem eu anumite chestii cum să-l activez. Dar n-am mai chestii. Adică, bă, dacă nu merge chestii, n-am chestii. După aia trebuie să vorbești cu repugele la urmea care sună. Sora mea, să-mi dau un telefon care sună. Că poate dau telefon, dar și după telefon. Când deschid eu, îmi râgâia aia la telefon. Face, mi-a zis în engleză, civili, și după aia repeat pula, nu am mai primit SMS. Vorbeam cu robota aia. Și robota a zis în engleză, mai detecta robota că sunt în limba română, a zis și în limba română, mamă, s-a stricat robota, mai bine o lăsa așa. Am zis, o, eu vorbesc cu robot. Da, am zis, e mișto. Deci, vezi, e nasol, de la nasol, nu e de la. E o chestie de comunicare. Acum, dacă vine Ivana, e ca versiu. Pentru că atunci are o muncă de cizne. La băiat. Eu ai vreo 20 de ani, mai mult din copilărie. Am aproape finalizat, am astea, câteva finețuri de copilărie, le fac, o dată ce le există. Dar eu și la nicio scop, tu nu înțelegi. De ce? Era teoria lui Einstein, care cele mai mari minți luminate pe vremea lui Einstein, nu înțelege acolo. Stă ca ăla. Deci, e o chestie, doar nu înțelege. Deci dacă ți-ai zice, tu înțelegi să te înfici la coadă, să iei o pâine. Și eu ți-am implicat pe segetuțe. Ai tu-te la niște tăia acolo, găsești pâine la 75 de bani. Poate la ăștia ia ceva mai ieftin, dar adică te indic. Tu-te la ăia, găsești la 80 de bani, dar nu ți-a zis. Aici găsești la 90 de bani. Cred că atâta, nu știu. Am mai luat și de la gadgetile. Poate oare ei altceva, mă ieftin, mă uitești. Și după aceea ziceam, du-te la real. Mai acum, la real găsești la 55 de bani. Real, zice, Ocean, Ocean, e ceam cu ceam, îți am niște de el. M-a dus și eu într-o zi, făcuțeam rost de un leu și 10 bani, și am zis, bă, ce trebuie să fac, că mi-e cam foame. Mamă, că mi-au două pânci. Și acum mai am 10 bani, mai trebuie să găsesc un leu. Și dacă nu găsesc ceva, știi, am și eu prejudecăți. Și chestii de-astea de credințe ortodoxe, că fără să vreau să fie educație, ne-am ulit și poporului meu. Fii atent, bebecine! Să nu te prinde schimbarea de an, fără cașcaval în buzunar. Vezi? Dimineața
să-ți intre un bărbat în casă. De ce? Asta se trage haosul în locul spiritualitate. Ce e dimineața? Ce se vrea? Iamoalie e văzut ca un bărbat. Era zeu Janus, nu Anus, era Janus, sau Januar. Era un bărbat. După aia Februarie era întrestit. Martie ar fi iar bărbat. Dar oare cum mai face și dragoste? După aia venea Aprilie, care e gagică. După aia Mai. Ce? E gagică. June. E gagică. July. Când e gagică, iulie, când e gagică. August. E mascul. Lei participă sex, da. September. September ar fi vine de la simbrie. Septembrie. E retribuția. Se apropie culesul roade. Octombrie. E o lună de, o lună de tranzit. Spre noiembrie care începe urât. Luna noiembrie. Oarecum decembrie mai mișto. Poate să mai dea focirul de aia. E lumea fericită. La 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 la. Deci fii atent dacă ai un gagiu. Vă pot apură. Ăla îți dai seama că se duce cu băieți. Fumează, bea, face ca toți dracii. Ia-vă măcar un leu. Sau 10 lei. Nu fi calic, că dă-te dracu, ține la acolo 10 lei. Îi bagi la buzunar 10 lei. Dar îți dai seama că e drăștie. Bagă mâna buzunar 10 lei. Mamă, mi-a pus Dumnezeu mâna în cap. Nu, ți-a pus gagica mâna pe proțap.